știu, dar să leagă într-una de mine. Și crezi că dacă mă spui Bianca, mă interesează sau ce? Crezi că-mi pas? Nu numai Diana este oaia neagră și tu ești cea sfântă. Nu, Diana nu este ușă de biserică și tu ești cea bună, înțelegi? Tu știai de ce cuvinte i-a adresat iubita ta la vremea actuală, Elei, da, nu? Da. Te faci de rahat, da. La 22 de ani sunt mai, știi cum, aici? Da, tu la vârsta de 30 de ani ești aici. Încearcă și tu să ai o personalitate a ta și să nu mai copiezi pe nimeni. Hai, zic că o mică parte a avut-o și el de vină. Diana, adică... corect, da. Păi, aia zic, nu arunca numai în grădina lui Diana, pentru că nu e ok. Diana. Pentru că și ea are familie și poate să intre și familia în direct. Eu rog, eu rog să intre. Băi, da, dar poate părinților ei. Bine, dar să intre toate familie, ce facem? Să mai... ar fi ok așa. Păi nu, aia zic că... Dar eu aș vrea să intre familie. Și ce vreau, un pic vreau să-i țin morală și eu, nu numai lui Diana, înțelegi? Dar îmi ține morală, stai liniștit. Eu știu ce iei din afară, văd. Stai liniștit, Gabi, că îmi ține morală. N-au ce să... Noi trăim aici emoții, nervi, supărări. Da, ești tine. Păi dacă ar fi fost un frumos, cu ce băiat, a jignit-o, ar fi fost ceva mai grand, dar, Ela pe Diana. Cu ce a jignit-o? Da. Eu nu știu ce a fost dacă între tu spui că, dacă tu spui că e vina așa a lui Ela. Eu nu știu în totalitate ce au fost între ele, ce au făcut ele la make-up, de unde a pornit. De la tine a pornit totul, începând cu jignirile și amenințările din mașină. S-a continuat aici, bun, inclusiv pe canapeaua aceasta ori... și pe am zis ok, te atac cu Gabi. Ela, dar de multe ori am spus, Diana a încetat și după aceea ai pornit tu. Cum? De multe ori Diana a încetat și după aceea ai pornit tu ca să te rezbun. Nu, ea se băga în discuțiile mele și atunci observam și așteptam momentul oportun ca să te bag cumva pe tine, să... că știam că o să se oftice. Aia zic. Dar dacă ea a ajuns să se despartă de tine, tocmai că eu am fost problema, e păcat. Au fost mai multe oameni, nu din cauza ta. Deci voi v-ați despărțit din cauza Elei? Nu neapărat din cauza ele, dar mare parte, da. A, în mare parte, da, pe bune? Da. Ai, măi, Gabi, te credeam băia, serios. Eu sunt serios. Bine, serios la modul nu propriu. La de ce o bași pe ele și nu știu că ai iubit acasă? Că zâmbește o fată la tine, am înțeles, da. Nu zic la asta, nu zic la asta. Thank you. Nu mă refer la asta. Gabi. Nu mă refer la asta. Da. Măi, Gabi, ce să zic? Mă bucur. Eu nu mă refer la asta neapărat, asta te spui, că nu mă refer la asta neapărat. Mă refer că m-au implicat pe mine în certurile lor. Da. Păi, și cum ai picat? Erai la mijloc, oricum. În picioare sau... În cap. A, ai văzut? Da. Ai văzut. E, poate ai învățat ceva și na, asta e o lecție. Eu... E bine să le luăm așa. Eu îmi văd destul de multe. Foarte bine, bravo! Uite, păcate Diana, că tot nu... E ca și cum s-ar fi culcat în Iedumire și Fărnel Coa, știi? Au avut o relație... Asta e. Da, nu, fine, treaba ei. Ai zis Gabi. Eu, din suflet, să schimb. Atât am avut de spus, vă pupăm și succes. Nu, eu nu. În această seară, la Oșarea Sud, pe ponton, Gabi cu formația lui Sandu Ciorbă. Nu contează, nu mă interesează cum și Gabi ce fel. Brad, nu mă interesează că vor subiecte cu tine. Nu intri în nicio discuție nici bună. Crede-mă că la mine nu mai ai niciun telefon să dai. Pe cuvântul meu de om. Crede-mă. Și mă cunoști destul de bine. Dai seama, sunt în casă și momentan, vă zic, mai trebuie să dau pedepse, mai trebuie să vorbesc, dar da, nu bine, o să intru în subiecte. Așa normal, da. Eu n-am normal. Știut, am fost, eu când sunt nervoasă, nu realizez ce vorbesc pe moment, după când văd. Și noroc de voi că mai deschideți ochii și de familie. Da, îl salutăm pe Marius. Salutăm pe Andreea, pe Ligi, Fiți tare! Fiți tari, succes! Vă mulțumim, papa! Multă vă! Pa! Vezi tu, doamne, văzui și emisiunea de azi? Văzui, dar nu văzui toată, de ce? Vezi că ești filmată. Că simți nevoia să intre prietena Anei și încă un om, nu știu cine este, cred că e un susținător, că nu este frumos ceea ce am făcut cine? Eu, prietena lui Ela, Ana. Așa?
simți nevoia să intre în direct cu mine, să-i spună lui Gabi că cum a putut să stea lângă asemenea femei, să mă susțină pe mine în cearta cu ea, că nu este corect ceea ce am făcut eu, că de ce am atâta răutate și toate chestiile, că nu este frumos ceea ce fac și nici Gabi la fel, dar cum, dar la ea a fost frumos ceea ce face, că ea se victimizează și nu știe nimic decât să facă pe victima și relația mea cu Gabi s-a terminat din cauza ei? Păi, dar ea face bine ce face. Păi ea crede că face bine, dar nu e problemă, că mâine o să-mi bag și eu familia la fel în direct, să îi spui și tu. Te rog frumos, mâine o să dai eu aici în producție și da mâine, nu azi. Să stai de vorbă cu ea. A avut foarte mare noroc că am fost cu chestia asta, cu pandemia, Dar îi spuneam eu două vorbe. E foarte urât ceea ce face ea. E foarte urât. Părerea mea, uite, și sunt foarte imparțială, nu că-s prietenă cu Diana, ce-a făcut Oprică cu ea, mi se pare, de două ori mai grav. Ce-a făcut Oprică cu tine, Ela, ce-a făcut praf, nu știu cât timp. Ce, odată? Bine, odată cu perne în tine, cu Andy, o viste bată, ce-a făcut praf aici încă o dată, numai eu știu de cinci ori ce-a făcut cu tine. Și Diana a greșit, nu-i țin apărarea, dar Oprică ce-a făcut praf. Aia zic. Stai liniștită că la fel s-o comportat și la fel o vorbit. Dar noi stai liniștită în direct așa. Ela, nu cred că Diana a sărit vreodată la tine la bătaie. Opric a făcut cu toată casa. Pe bune și aici și în mașină de atâtea ori au încercat. Ba, și pe hol a sărit la tine la bătaie? O sărit. M-a amenințat. Dacă probabil mergea spre vine așa. Ela. Și acum inclusiv a fost. Păi Gabi, și Gabi, înainte au spus, bă, aș o bapea să nu mai suport. Acum, mai de Africa ce-a făcut? Nu ați început războiul cu apelul. Exact, nu începi la început. A fost desăpnat. Da, Bianca, de pe TV acum. Și e normal. Ok, dar voi doi ați venit. Dar trebuia să le spui lor, fiindcă... Păi, dar nu știu ce am vorbit, chiar nu îți spun sincer. N-am știut că la am Ela, orice o să-ți spun eu... Abia aștept să ajung acasă. Că vine să-mi țină mie morală să mă mustre cineva care nu-i mama mea. Nu accept așa ceva. Nu, poți să spui nu accept. Ia, intra să spună și să vorbească. Accept. Mă mustră familia mea. Simt nevoia să vorbesc cu ea și cu Gabi. Vreau să intru în direct. Dar de ce nu le-ai dat numărul meu să vorbească cu mine? Păi ei au vrut să intre și să vorbească cu voi. Eu înțeleg și pe ei oarecum că s-a apropiat de ea, au vrut să-și spună părerea, să zic, să ne spună că nu-i singură. Da, da, mă gândeam că nu-i singură pe lume, Ela. Hai, asta zic, ne gândeam, doar că să ne mai să ne la cunoștință care. Petine ar pe ce se baza, ok, foarte bine, bravo, felicitări. Da, da. Dar, nu știu, deja că au făcut-o pe Diana și așa, un pic e prea mult, exagerat părerea. E normal, un pic. Dar treaba e, ea știe. Hai că o să te sunei după ce... După ce se închide, să rămâi acolo pe sală, acolo pe canapea, mami. Stau unde vreau, o să ieși afară, care-i problema. Nu, rămâi... Nu, rămâi acolo ca să fie pe ăsta, să se vadă ca lumea. Așa stai. Acolo să rămâi. Acum ai ieșit afară din emisiune că îl lăsai pe Gabi să vorbească. Bineînțeles că Gabi nu apărarea, nu... Am zis absolut nimic, adică se ceartă cu ăia. În continuare? Și cine intră pentru ea? Prietena ei și încă cineva, nu știu. Ești domne afară? Da, zic că putea face o lasă că la mine n-a fost. De acasă, știi că ai mai n-a intrat deloc. La mine n-a fost așa. Cum adică? Cu mine nu ținea. Cine? Sorta. Bă, a fost în direct, măi, altceva. E, da, chiar are un vocabular sora lupinui, exi, da. A fost foarte. Tu nici de rai, mama. Ai nimerit-o pe Lavinia. Sigur. La mine au fost! Astăzi. E logică, Ioana era... O prindea pe Ioana... La Vinea... Ai alt discurs acum! La Vinea, vocabular excepțional. Da, de asta zic, parcă a fost sora ta, nu a fost... La puterea 10. O știu. Nu, ea ne dădea oarecum sfaturi să ne mai certăm, da. Că n-are niciun rost, că să fim oameni, cel mai important, e foarte pașnică oricum. Alo! Ela, văd că... De afaciu de la tine se vede roz. Poftim? Mai bine are. De la tine de afaciu vede totul roz. Nu se vede roz. Am și o partea mea de vină. Pentru nu zic tine. Nu. Ei, spun că cu părinții tăi și verișoara ta și toate susținătoarele tele văd roz pentru tine. Nu eu văd roz. Exact invers. Să vorbească și vorbește. Să știți când greșesc tot timpul spun. Eu văd exact invers. Tu crezi că ai vorbit suficient de frumos? Poza persoana Dianei și a Gabriel?
spuneți-mi cu ce am greșit, ce am spus. Pe câte aș ce le-am spus greșit? Stai mai, pui cu ce ai greșit? Păi spune, ce ai greșit? Din ce ați văzut, cu ce am greșit, spuneți. Da, accept. Spuneți-mi cu ce i-am jignit. Spuneți-mi tot ce am greșit. Și eu vă recunosc. Ești foarte tupeistă. Sunt tupeistă? Nu, ok, dacă dumneavoastră credeți, eu vă... Ești foarte, păi da, ce credeți, cuvânt ce ai făcut sau ce? Poftim? Mami, să nu te enervezi, nu vă enervați, vă rog eu toți să nu vă enervați. Păi nu mă enervezi, dar văd că fata asta are impresia că vorbește cu voi acolo. Nu, chiar nu știi ce ai făcut? Păi, spuneți-mi ce-a făcut, am zâmbit lui Gafi pe ecranul acesta, cum vă zâmbești și dumneavoastră? Și s-a supărat și a început să facă tot păi, felul de teme? Păi, dar dragă, una e să zâmbești, una e să zâmbești cum se zâmbește, una e să zâmbești ironic, a râde de cineva în față, că știm și noi să vorbim și să zâmbim ironic în față. De ce nu mi-a zâmbit ironic? E foarte urât ceea ce faci. De ce nu mi-a zâmbit ironic în față? Te simți împlinită că i-ai despărțit pe Diana și Gabriel? Eu i-am despărțit. Ești o fată împlinită? Păi înseamnă că a fost un cuplu foarte subred. Te simți împlinită, te întreb eu pe tine. Dar eu nu mă fericește. Nu sunt fericită în momentul în care un cuplu se desparte, așa că nu am nicio treabă. Înseamnă că poate nu este băiatul potrivit, poate eu nu este fata potrivită. Eu te întreb lucru pe tine. Tu te simți fericită că l-ai Doamne despărțit dragă, pe Daniel de Diana? Aveți o vârstă și vă respect. Dacă ei doi s-au certat doar din ce a fost pe TV, îmi pare rău. Deci îmi pare păi rău. Păi dar dacă tu ai stat exact cum stă muștele pe... Cum da. Să nu da, să certe? Da, lasă să vorbesc. Doamnă, spuneți-mi un pic. Cum am stat? Spuneți în când, cum, unde am stat? Cum stă dumătușe ta pe conexiune cu Diana? Ah, că am stat? Să-i spună că a dat foc și a băut apa. Că am stat acolo și am zâmbit? Cam așa. Și am fost ironică cu el? Da. Păcat. N-a fost în relația potrivită, vreau să vă zic. Rămâna. Deci eu spun un singur lucru, nu te mai victimiza. Păi și ea s-a victimizat. Doamnă dragă, și ea s-a victimizat. Din punctul meu de vedere și ea s-a victimizat. Cum am victimizat ăla când eu eram praf aici? Uite, și acum, acum ești o mică victimă. De ce mă victimizezi? Nu spui mie. Hai să ne punem toate. Mama, nu. Pe în care, în momentul în care îmi spui că eu am despărțit, îmi pare rău. Păi nu. Deci nu, stai un pic, stai două secunde. În momentul când eu... Nu, stai un pic, mami, te rog frumos. În momentul când eu eram la pământ și eu spuneam, Ela, am cedat psihic, nu mai pot, te rog frumos, încetează, tu râdeai de mine. Nu râd de tine. După capea de lângă Ligii. Păi nu știu, dar se leagă într-una de mine. Și crezi că dacă mă spui Bianca, mă interesează sau ce? Crezi că-mi pas? Nu numai Diana este oaia neagră și tu ești cea sfântă. Nu, Diana nu este ușă de biserică și tu ești cea bună, înțelegi? Tu știai de ce cuvinte i-a adresat iubita ta la vremea actuală, Elei, da, nu? Da. Te faci de rahat, da. La 22 de ani sunt mai, știi cum, aici? Da, tu la vârsta de 30 de ani ești aici. Încearcă și tu să ai o personalitate a ta și să nu mai copiezi pe nimeni. Eram aici, doamnă, dansam cu fetele. Dacă dumneavoastră aveți atât de frumoase cuvinte în vocabular și, nu știu, și sinonime atât de frumoase, da, mulțumesc din suflet, vă apreciez. Nu se mă, nici aș vrea vreodată ca copilul meu să semene cu una ca tine în veci. Și să știi că nu ești mult mai făloasă, pentru că tu... Nu ești cu mult mai mult mai sus ca Diana. Nu sunt. Sunteți toate la fel. Asta e, da. Sunteți suntem egale aici, e logic. Pentru ce vă mâncați? Pentru 1500 de dar euro? Dar nu, doamne, dar nu are ce, nu are voie de bani. Oare și... Vă cred. N-are nevoie de 1500 de euro. Păi foarte cum frumos. Cum să-i păstrezi sănătoasă și tu mulțumesc și frumos familia ta să vă folosiți de ei? Mulțumesc. Cinste ție, dar nu mai jigni. Dar nu am jignit-o. E foarte urât. Și ea m-a jignit pe okay mine. Eu am cer scuze dacă am jignit-o și se consideră jignit. Da, am jignit-o. Am zis un cuvânt care a jignit-o. Și mi-asum de acel cuvânt. Da, am jignit-o. Nu zic nu, un cuvânt l-am spus. Și chiar îmi cer scuze pentru cuvântul respectiv. Dar în rest, nu am jignit-o mai mult decât m-a jignit ea pe mine. Și dacă nu începea acest război, să zic, niciodată nu se ajunge aici. Da, eu mi-am dar cer scuze la tine din spate și tu ai continuat. După aia doar ai început. Ai relația lor.
Dacă tu nu te-ai fi băgat între relația lor, cred că Diana nu te jignea pe tine. Doamnă, dragă, de câte ori ți-a spus, hai să vă spun ceva, haideți să vă spun să ceva. Nu, să n-aș și face. Haideți să vă spun ceva, în momentul în care eu eram cu fetele pe mașină, nu-i spuneam nimic. L-ai lăsat? Nu, ce-ai câștigat? Nu, eu i-am spus de multe ori, ca să mă lase în pace, chiar... Cred că i-am zis de o săptămână întreagă ca să nu mai îmi facă nici măcar o glumă, pentru că știam că o deranjează pe Diana și nu vreau să mă cert foarte mult cu Diana, pentru că avea, și avea probleme, avea probleme, și că avea probleme, aveați probleme acasă dumneavoastră și o afecta chestia asta și mai mult. Și vreau să fiu cumva lângă ea, să o degajez de totul. Și i-am spus elei ca să înceteze cu glumele. Dar ei nu te ascultă-mă. Mai băga niciun subiect? I-am spus, crede-mă că i-am spus. Păi s-a băgat? Păi nu s-a băgat, dar după aia când ți-am spus ca să mai faci glume la a doua zi, i-am ascultă-mă, spus, nu te mai băga în subiectele mele. Nu mă las să vorbesc el până la final. Un mesaj urât cu subținătorii tăi și verișoarele tale îmi trimiti. Nu știu ce vă trimit, nu știu. Dar abar eu niciodată n-am venit să le pun. Doamnă dragă. Pentru că pe mine nu mă interesează. Da, știu, pe clar, mine nu mă interesează. Doamnă dragă, dar eu nu-i spun, eu nu-i cunosc pe oamenii ăia care vă scriu, nu știu cine sunt. Dar... Lasă, vezi de treabă că ești tu, mai tu. Cum? Că nu știu oamenii ăia din product, de acasă, ce faci tu. Sau ce face fie mea acolo. Taci! Mami, te rog eu, nu te enerva, te rog eu, nu te enerva. Puteți să mă repetați o dată, că nu am înțeles. Numai Diana a râs și n-am înțeles de ce. Oamenii din producție nu știu, nu știu ce faci tu sau ce faci sunt Diana. A, păi clar că nu știu, e logic că nu stau cu noi non-stop. Dar nu facem nimic special. Mami, stai într-un loc, nu te mai mișca, că nu se înțelege nimic. Dragă, mi se duce bateria la telefon și am venit cu încărcător. Bine, mami, atunci lasă, nu te mai enerva. Mi se duce bateria de la telefon, că prea nu te mai enerva. Nu vreau să intre niciun, nu mai vreau să mai intre niciun, că nu vreau să mai intre nimeni. Gata. Și mă vreau să mă calmați și gata. Hai să ne calmăm cu toții. Eu zic să ne calmăm cu toții. Am greșit și eu și ea. Nu știu dacă ea vrea să recunoască că a greșit. Dar de ce nu sunt sfântă și știi comportamentul meu. Da, într-adevăr, nu sunt tâmpită să nu recunosc că și ea ți-a dat destule jigniri. Dar de ce tu ai căutat în continuu să o ataci? Doamnă dragă, înțelegeți cât că dumneavoastră n-ați fost cu noi în spate. În momentele în care copilul dumneavoastră mă jignea așa, în continuu. Și într-un fel. Am făcut a trebuit să ajadorul la într-un stoper. N-am dus și asta e. E adevărul. Ela. E adevărul pe care l-am spus și n-are rost să mint. Ela, pot să zic și eu două cuvinte vreau. Și spune. Nici prietenii tăi n-au fost în spate să știe ceea ce a fost. Dar erau un telefon cu mine. Da, și eu vorbeam. Era un telefon cu mine și au auzit. Nu știi că n-a fost și mama Diana cu ea în telefon. Eu vorbesc cu maica mea mereu. Maica mea nu adorme până eu nu ajung acasă. Maica mea doarme la 5 dimineața. Am înțeles, te cred. Bun. Aia ți-am zis că prietenii tăi cumva au pus paie pe foc din ceea ce au intrat ei în direct și au zis. Ei sunt ca familia mea, deci nu pe mine nu mă deranjează, poate să vorbească, nu, urâtă. Putea... Nu. Dar n-a zis-o. Ascultați-mă ce vă spun. N-a doamnă. Stai un pic, mami. Stați. Ascultați-mă. Hai să vă spun ceva. Cred că... Vreau să vă... Mi-aduc neamurile să spună ce spun și eu. Nu aducă, poate le iasă ce le iasă din gură și e mai mult așa. Sau ce-ți va? Fiecare dă cât poate și cât are în vocabular. Îl țin pe afară, dar o să spun altceva ție în direct. Și nu vreau. Îl țin pe la afară ca să nu vină să spună ceva ce are de spus în fața ta. Nu, să spune. Și mai frumos să vorbești cu mine. E normal că în fața noastră vă poartă respect, dar aici probabil mai aflăm anumite chestii. Cine Gabi și vrei și faci de tine că Gabi nu m-a respectat pe mine sau ce e ăla? Nu mă interesează. Ela, aici, dacă Gabi, păi dacă voi dați vina pe mine, grav. Ela, tu vrei să zici că Gabi nu m-a respectat pe mine? Nu, nu, nu. Tu ești de vină. Spui-o de aici, de acasă, că pe TV se vede că tu ai fost de vină între relația lor. Dacă ne-a se băga în subiecte și mă jinea, nu... Da, ok, am înțeles, doamne. Vă respect, vă înțeleg ce ați spus. Hai să vă spun, doamne. Așa, nici ea nu, să știi, nu pun mâna... Deși tu și ea ați jignit în aceeași... Tu i-ai jignit pe amândoi. Tu ai fost mai sus un pic. Ce-am zis? Ei te-au jignit pe tine una, tu i-ai jignit pe ei, ai băgat așa, știi, și colo și colo, până ți-ai văzut scopul. Am înțeles. Care a fost scopul meu? Oricum! Care a fost scopul meu, doamne? Să dea Dumnezeu să iei sezonul 2, să fii fericită, să-ți găsești un băiat. Doamne ajută să fiu fericită. Ta. Nu, asta e scopul meu. Scopul meu e să fiu fericită, nu...
Deci să știu sigur, să fiu sănătoasă, că dacă sunt sănătoasă. Poftim? Diana acolo nu e pentru bani. Am înțeles. Diana acolo s-a luat să-și găsească jumătatea. Dar îți garantez, pentru tine să știi, Diana cu Gabriela afară o să fie mult mai fericiți decât am vrut cu tine. Doamne ajută! Eu nu le doresc Gabi rău, doamnă! Gabi te vrea, mami! Gabi te vrea, mami! Eu nu le doresc mami, rău! Mami, îmi trimit acasă! Nimănui! Îmi trimit la tine și să fie fericiți, Doamne da, ajută! Da, aștept pe Gabi, că vine înainte acasă! Da, să Gabi, da, Gabi, să te duci drag. La mami, poți să te duci la mine acasă! Să-l așteptați la aeroport pe Otopem! Am înțeles! Păi dați ce merită! Eu îmi cer scuze pentru vinirea pe care i-am dat-o, pe care am adresat-o. Îmi cer scuze în locul Dianei. Pentru mătușa ta care a spus că bea apa, de foc sau mă rog ce este... a spus acolo? Nu, e prietena ei, prietena ei. Nu, eu am zis mami. Ea a spus doamna așa, mă rog. Nu eu. Diana. A zis că își cere scuze în locul meu. Dar n-a cer prietenei tale și a ta. Prieten. Am înțeles. Dar să știi, e dată de acasă, se vede exact ceea ce spun eu. Doamna, părinții tăi văd că Diana te-a jignit. Daia v-a spus că m-a amenințat prin spate. A zis că m-a amenințat odată, bine. A, da, Ela, o văzut. O văzut. O vecie mea că te-o jigni, gata. Cum? Nu ești moartă, nu ești bătută, păi doamne, nu ești păruită. Păi trebuie să ne ajungem acolo, că dacă se ajunge acolo... Păi da, atunci ce te mai că te-a făcut prin spate și s-a dreaz și da, doamne, m-a amenințat în nenumărate rânduri. Bine, hai, deci da. Okay, nu mai contează, doamne. Gata, mami, hai să nu ne enervăm. Mami, de nașa mea îți place? Ce părere ai de nașa? Îți place de nașa? Da, vă pup pe toate. Da, și nașul e frumos. Și toată. Pe toți, și pe Livian, și pe Ligi, și pe Filip, vă pup pe toți. Vă pupăm, seară bună. Te pup, mami, dar mâna. Să nu mai intrați, mami. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați: subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.